Un nou vot de blam a fost încasat de președintele Consiliului Județean Culiță Tărâță la ședința de vineri a Legislativului Județean. Unul dintre proiectele președintelui Tărâță, trântit la vot cu un scor rușinos pentru acesta, a fost chiar execuția bugetară pentru prima jumătate a anului. Încă de la anunțarea proiectului, un vicepreședinte a pus degetul pe rană și a anunțat public, în plină întrunire, că nu va gira felul în care Culiță Tărâță s-a achitat de sarcinile de ordonator principal de credite. La punctul 5 al ordinii de zi, se scrie proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2014. Rog comisie prin intermediul partea de avizare acest proiect. Bugetul. Juridicul. Supun la vot proiectul de hotărâri. Domnul președinte, aici și în ședința trecută eu am avut o luare de poziție și am spus că datorită faptului că nu s-a reușit alocarea de fonduri pentru programul de investiții pentru drumuri, nu mă abțin să votez execuția bugetară. Acum, după discuțiile cu dumneavoastră și asta, se pare că se va debloca situația, dar până... Păi da, de acord, de ce să nu? De ce e blocat acum? Nu e blocat, am spus că până la în luna august, pe capitolul... Apasă pe microfon acolo. Până în luna august, pe capitolul investiții drumuri, nu s-au alocat bani. Culiță Tărâță a încercat să-i amețească pe consilieri cu un discurs confuz în care a amestecat viitoarele proiecte europene cu un drum plin de găuri de la Dămuc. Nu i-a reușit figura, întrucât un consilier social-democrat a punctat că, deși nu a fost deficit bugetar, planul de investiții nu a fost respectat. Noi discutăm în momentul acesta și la 30 iunie execuția bugetară. Știți foarte bine că există o planificare trimestrială și observația colegului meu, președintele Dan Anoliu, este tocmai aceasta, că nu s-a respectat până în acest moment această repartizare, practic cheltuirea banilor, pe primele două trimestri. Ce o să fie la rectificare este o altă discuție. Având în vedere faptul că prin materialele prezentate nu rezultă o execuție bugetară deficitară, în sensul că nu au existat, eu știu, alocările bugetare în conformitate cu bugetul alocat, mi se pare corect observația colegului meu, Dan Manoliu, și la rândul meu eu voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre. Alb la față, anticipând încă un eșec, președintele Tărâță a intrat cu execuția sa bugetară în malaxorul votului. Finalul a fost previzibil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Deci cu 9 voturi pentru, 10 împotrivă și 10 abțineri, proiectul nu a fost aprobat. Ca un adevărat bărbat politic, la finele ședinței, Culiță Tărâță nu și-a asumat eșecul administrativ sever înregistrat. Nu, și cum nu putea da vina pe direcția vântului, pe biciul Sfântului Ilie, pe buletinul meteo sau pe agenturile străine, vinovatul de serviciu a fost rapid indicat ca fiind consilierii care nu votează la comanda sa. Domnul președinte, o întrebare, v-a picat execuția bugetară? Mulțumesc, vă răspunde doamna Vici și știți prea bine care-i treaba, că PSD-ul și majoritatea au votat împotrivă. Atât. A fost un vot politic? Părerea mea că da. Când un domn politic spune că votul negativ recepționat în plex este unul politic, înseamnă că are o majoritate ostilă. Sau că nu a reușit să convingă că faptele sale sunt corecte. Sau că nu are talent în negocierea cu toți actorii politici. Sau toate acestea la un loc. Indiferent de motiv, o respingere a execuției bugetare arată clar și fără echivoc că președintele Culiță Tărâță a primit un vot de blam umilitor, că nu e în stare să coaguleze în jurul său o majoritate. Când confunzi o instituție cu firma privată, așa cum spun unii consilieri, e și dificil să faci o majoritate, așa că, în continuare, această situație de fapt de la Consiliul Județean nu este deloc în favoarea dezvoltării județului.